Salutare, mami, cuciilor, și bine m-am regăsit pără un nou episod din CSGO. Astăzi vreau să vă învăț că am 50 de smocuri pe mapa Miraj sau 40, că depinde că unele nu pot să le fac pentru că sunt greu de făcut, având în vedere că joc counter cu piciorul. Dar mă rog, o să vă arăt câte pot, da? Am băgat setările să am mereu smoke-ul la mine. Și primul smoke pe care vreau să vă-l dau astăzi ca pont, este să te duci aici, maxim, cât poți tu să intri. Pui cita pe margine, te duci în stânga puțin, să fie tot pe margine, da? Poc. Gândiți-vă că acolo e o linie, așa. Da? Ia uite, pop-pop. Și acum poți să intri pe shoot fără să te batară din jungle. Dar mai rămâne conector. Pe conector, nu știu dacă pot eu să fac acum smoke-ul ăla, pentru că nu l-am învățat de foarte multe ori. Adică nu m-am uitat de foarte multe ori, dar știu că e ceva de genul așa. Bă, mai rămân acolo, trebuie ceva mai în stânga puțin, sau mai cu avânt. Cred că trebuie mai cu avânt, hai să mai încercăm a doua oară. Sau să sărim. Poc! Cred că asta e. Nu e ăla. N-aș prins o idee, rămâne decât parțial bucățica aia acolo, dar merge. Adică așa. Și celălalt prieten al tău să dea un smoc pe care vi l-am arătat eu aici. Da? De jungle. L-am dat pe ăsta aici ca să nu te vadă ăsta de aici și ăsta de aici, că mai mereu o să fie unul robust aici să se vă scapeze dacă nu dai smoke-ul ăla. Bun. Punem noi cinta pe croșe, cum îmi place mie să zic, croșe, punem aici mouse-ul și sărim. Ar trebui să fie density, nu density de short, da? Uite, și nu-mi prea te video ăla, știi? O să fie puțin cam greu pentru prima dată să dai smoke-ul ăla, dar crede-mă că e foarte, foarte, foarte bun. Și mai e un smoke de city, de auzi city, de site. Nu știu dacă mai am mis să-mi iei smoke-ul ăla, dar ar trebui să-mi iau asta. Uite, trebuie dat mai ușor să pice undeva aici, știi? Ca să acopere și banca și văzul către magazin, știi? Ce smoke să vă mai arăt eu? Bun. O să vă arăt un smoke de city și un smoke de jungle. Nu o să le folosesc eu atât de mult, pentru că sunt foarte greu de dat pentru mine. Deci pune și cinta undeva pe aici. Uitați-vă la felul ăsta, aia trebuie să aveți o mouse pe margine, știi? L-am dat dracu să-l ia. Cred. Bă, l-am dat bine? Nu, l-am dat bine.
Nu eram, dar bine pentru că trebuie să pici aici. Hai să încercăm fără săritură, v-am zis, e foarte greu de dat. Mă rog, o să dai eu din videoclip. Hai să încercăm fără să sărim. Da, uite. Acum l-am dat. Nu pot să zic perfect că dacă eu nu aveam pe acolo te ia de te cacă. Acum un smog de ceancă. Eu avem un alt arăt și o. Deci punem și aici. Cred că ăsta e smogul. Nu e. Eu îl fac pe ăsta așa. Și nu te chinui din bază, din dracu să și îl dai așa. Un alt smoke pe care l-am inventat eu, deci nu l-am văzut pe niciunde, este acest smoke. Cu ce viteză? Poc, poc. Și l-a dat de rampă. Să dacă vrei să pici aici. Nu, trebuia peste asta. Să pici aici. Da? Undeva pe aici. Ați prins vă ideea? Ați prins vă ideea, da? Un alt smog pentru short este ăsta. Băi, du-te-mă, dracu. Și acum vă puteți duce liniștit prin conector fără să te ia nici dracu. Dracula parc, așa. Mai este un smoke pentru palas. Dar nu știu dacă... Du-te, dracu. Nu mese, mă. Nu mese smoke-ul. Trebuie să o atragi foarte mult. Deci scrisa e că vii de aici și arunci cumva cu click dreapta. Sau dacă vrei să fii mai... Să fie mai ușor, îl dai aici. Cu ținta pe fier. Și gata. Ne-ai blocat accesul. Un alt smoke. Nu știu dacă o să-mi iei smoke-ul ăsta. Dar vedem ne chinuim noi. Vedeți ăsta? Gemurețul ăsta. Ridica și da. Și dați. Ar trebui să se ducă tocmai pe short. Ar trebui să se ducă. Nu? Hai să vedem. Da. S-a dus exact pe short. Ce mai e, mă? Mijloc. Căcat pe mijloc. Dăm aici. Și dăm drumul. Îi dăm drumul. Poc! Și ăsta ar trebui să fie exact pe conector și smoke și geancă. Hai să vedem. A, da, din câte puteți vedea, acoperiș și geancă, acoperiș și conectorul. Ce vrei, mamă? Playbox-ul. A, futoi. Lasă coșul ăla, că mă Era doare. un coș? Da, mă, este un coș. Dacă nu văd. Tecnici. Hă? Mai este un smoke de șters. Mă duc să-ți fac o șaurma? Da.
Uite și Fășoara. Mai zis să un smug de stairs. Hai să vedem. Deci, coborăm pe scara a doua. Dăm un smug chiar aici. Da, trebuie să sărim. Bă. Bă, ești prost. Bă! Du-te, mă, în pizza, mă. Nu cred că pot aici. Am putut? N-am putut. Chisa e de acolo și pica aici, pe scări. Aici pica. Dar nu mi se mie, v-am zis, sunt unele smoker complicate. Încercați de acolo de unde v-am arătat. Trebuie să se oprice exact aici. Pentru scări. Și dacă unul dintre voi vrea să vină prin palat, să te arăși, o să aibă automat scările blocate și nu se vadă COVP-ul, nu se vadă nimic. Și eu să din conector. Mai e un smoc pe care mă știu, nu știu, cred că e ultimul smoc pe care îl știu sau o să zicea. Veniți aici. Luați linia asta. Încercați să fie așa. Bam. Și smocul ăsta ar trebui să pice fix pe. Fix unde? Fix pe short. Aici. Acoperă și puțin din Nether și puțin aici. Dar dacă are AWP, vă termină. Sau încercați să nu săriți când dați sau să nu dați atât de tare. Eu n-am dat tare, dar smoke-ul trebuie să vină aici. Un alt smoke. Este băgam eu și ăsta. Cu apunt să se ducă tocmai în fundul tocmai în fundul crosei și acum vă puteți duce papac, papac cu shift-ul tocmai aici și când ies băiețele ați dat-o în gua așa ce smog vă mai pot arăta eu. Pentru că nu știu atât de multe, dar cred că am făcut vreo 10 smoguri până acum. 10, 11, 12. Habar n-am. Dar nu urcați aici. Ultima scară. Și dați drum. Și acum vă puteți băga așa ușurel, ușurel. Și plantați bomba dacă vă ține cineva din connector. Sau din city. Nu de city, din short. Ați prins vă ideea. Știi? Și un smog care îmi place mie foarte mult pe miros este acest smog. Nu știu dacă o să mă ies din prima. E, uite, mi-a ieșit. Mi-a ieșit smog-ul. Mi-a ieșit smoke-ul, Nu se. Păi, atunci dăm așa. Nu știu dacă smoke-ul ăsta o să fie. Bă, nu ăsta, mă. Deci nu ăsta. Dar bun, e bun și smoke-ul ăsta, că dacă e cineva, nu-mi pară, îi plăcați toată vederea, știi? Și sigur o să fie un demet aici cu AWP-ul, o să se uite prin smog acolo pe unde o să ieșiți voi, dar tu fiind inteligent că ai dat smog-ul, ieși prin smog cu cinta per, că o să fie 100% o să fie aici. Și un smog pe care l-am inventat
Eu niște asta. Am dat și cu cred că treapta când săriți în sus. Și aș fi blocat accesul înspre A. Pe rampă. V-am arătat și în sumă câte paros. Ce și mai putea eu să vă arăt? Deci, aul, mi-am arătat. Smocul de știi v-am arătat. Cred, nu știu. Ia să vedem. Da, fix pe geam s-a dus. Mai era unul să acopere ei. Să acopere geam care din bază, dar era nu mi-ese. Știu, dar nu mi iese. Și un alt smoc, când vreți să puseți pe short, trebuie să dați fix aici. Bă, ce dracu? Bă, ce? Așa, aș văzut să pice, să pice ăsta aici. Da? Și îl dați aici. Că dacă e un aici, dați părit, pentru că nu vă mai vede. Nici dacă se dă așa în stânga, nu te vede. Și tu poți să te duci liniștit pe short, spargi B-ul și ăla e. Bă, micuților, nu știu ce smogări. Nu știu dacă... Da, nu mi-e să mi-e smogul ăla. Nu mi-e să smogul ăla. Era un smog care trecea pe aici. Iau. Nu. Da, ați văzut? Numai că asta trebuie să faceți din interior. Dar mie nu mi se trebuie foarte multă practică. Dar, na, tot ce a fost de... Sau dacă mai pusează cineva... shot-ul, poți să sari așa. Și automat vezi dacă e unul acolo. Vezi, se vede și dacă vezi că îți dă puși unul, de... Bă... Puteai să dai un smoke pe aici. Puteai să dai jur că puteam să dau un smoke pe aici. Dați cu marginea asta. Poc. Dar cu marginea, că dacă ar dați aici să se ducem la mama dracu. Și ați blocat accesul pe short. Bă, băieți, cam atât a fost. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Smocul ăsta nu știu dacă a zis, dar măcar încerc. Pentru că încercarea moarte n-are. Hai să vedem dacă putem să dăm un smoc în magazin. Uite mă copaci. Hei, hei! Dacă ești aici să rămână pe undeva mai aici. Sau dacă ești tero, dă-i cu geamul așa. Mai... Chestia e să rămână pe margine și ați blocat accesorul către geam. Bă, micuților, eu alte smocuri nu mai știu. Ce am știut, v-am prezentat. Ce nu știu, nu vă mai arăt pentru că n-are rost să vă mai arăt niște smocuri pe care nu le știu. Cam atât a fost. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și noi ne revedem data viitoare. Salut!